Importarea unei sărbători precum Valentine's Day pare inutilă în condițiile în care românii au deja o zi a dragostei, dragobetele. Nu cred în Valentine's Day. Dragobetele cred că ne reprezintă și e specific românilor. Ați cumpărat flori pentru mâine, vă pregătiți? Mă pregătesc. De Valentine's Day v-ați pregătit? Nu reprezintă nimic pentru mine. Este sărbătoare românească. Valentine's Day? E din alte țări, din America și nu e bine să ne luăm după alte țări. Sunt și persoane care nu sărbătoresc nici ziua îndrăgostiților și nici dragobetele. Motivul? Nici una, nici alta. Nu le respect. Din ce cauză? Nu știu. Pur și simplu, nu le-am respectat. De fiecare dată când au fost dragobetele sau Valentine's Day, n-am fost într-o relație. S-a întâmplat să primești, chiar dacă n-ai fost într-o relație, flori de aceste sărbători? Nu, niciodată. Tocmai de aceea n-am sărbătorit. Este firesc ca tinerii să urmeze tendințele și să devină adepții unei sărbători importante în detrimentul tradiționalului dragobete. Cu toate acestea, adevărata surpriză vine de la persoanele trecute de prima tinerețe. Pentru dragobete? Nu ne-am pregătit. Un lucru este clar, alături de Halloween, Valentine's Day a intrat în rutina anuală a românilor, iar dragobetele începe ușor-ușor să fie dat uitării, principalul motiv fiind spiritul comercial.